o urmă de zi destul de încărcată. Constat că lipsește domnul Călin, deci ne-a trimis prin la numărul 12.343 din 29.8-a o cere de învoire către Consiliul Local, va aduce la comunitate că nu poate fi prezent astăzi. Și vă rog să-l învoiți. Și stabilind spuse, dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a da citire ordinii de zi și pentru a o supune la vot. Bună ziua! Bine ați venit la ședința Consiliului Local, în data 31.08.2016. În conformitate cu dispozițiile articolului 39, alineatul 1 din legea de numărul 215 din 2001, administrație publice locală, reprezentată prin modificările și proiectele ulterioare, se convoc Consiliul Local al Comunei Gurabiei, datele 31 august 2016, la ora 16, în sala Comunei Gurabiei, ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Gurabiei. Următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a vizei control financiar preventiv la nivelul biroului financiar contabil al primării Comunei Gurabiei, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Gurabiei, județul Bacău, inițiator primar Mihalcea Valerica. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului Comunei Gurabiei să efectueze toate demersurile prevăzute de lege în vederea achiziționării dispensarului uman Umbrava și trecerea acestuia în patrimoniul Comunei Gurabiei. Inițiator Mihalcea Valerica. Proiectul de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi aparținând domeniului public al Comunei Gurabiei. Inițiator primar Mihalcea Valerica. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, inițiator, primar Mihalcea Valerica. Proiect de hotărâre privind stabilirea caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celorlei 2 privind depozitarea conform de deșeuri realizat în proiectul Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău, inițiator, primar Mihalcea Valerica. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2, a depozitului județean de deșeuri conform realizată prin proiectul Sistem de Integrat Management al Deșeurilor în județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2, a depozitului de deșeuri, Nicolae Bărăcescu. Inițiator, primar Mihalcea Valerica. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, BACO, inițiator, primar Mihalcea Valerica. M-ați spus înainte de a vă da postarea să vă dați ordinea de zi. Vreau să vă anunț că au spus câteva modificări. Proiectul 1 de pe ordinea de zi, în urma aprofundării mai amănunțite a legii, nu este de competența Consiliului Local. Se reglementează prin dispoziția primarului, deci va fi scos de pe ordinea de zi pentru că nu intră în atribuțiile Consiliului Local. Viza CPP, sporul pentru viza CPP se acordă persoanelor din aparat de specialitate care îndeplinesc condiția de a fi expert sau să aibă studii economice. În primăria Gurabiei sunt doar două persoane, deci nu mai este nevoie de niciun regulament. Deci va fi scos de pe ordinea de zi punctul următor. Urmând a fi introduse două puncte noi pe ordinea de zi care au venit în ultimul minut și care nu suportă amânare, vorbind de rectificarea bugetului local din sursa E, sursa pentru pășuni, și vorbind de rezilierea unui contract de concesiune pentru casa numărul 91 Rotunda, numărul 5095, dacă nu mă știu, din 24 anul 2009. Debitul e achitat la zi și va fi introdus pe ordinea de zi în vederea rezilierii. Acestea fiind spuse, vă dau poziția să votați ordinea de zi, așa cum am modificat-o prin celelalte două puncte. Scoate punctul 1 și adăugăm celelalte două proiecte de pe care mi l-am dat mai înainte și să pun la modul. Cine este pentru? Zic, unanimitate. Pentru mai bună operativitate, vă întreb înainte, la ședința pe comisii, ați avizat proiectele de hotărâre integral. Părerea mea, ca să fim mai operativi, să meargă mai repede, începem cu ultimul punct de pe ordinea de zi,
Vorbim de 4 puncte ce vizează ADIS-ul, 1 ADIB-ul și restul sunt probleme ale comunei mai stringente, zic eu, de fapt. Ele care trebuie dezvoltate mai bine. Dacă sunteți de acord cu propunerea mea, și pun la vot. Cine este pentru? Hotărârea privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Consiliul Local al Comunei Gura Doi, într-o ședință ordinară în datele 31.08.2016, având în vedere prevederea articolului 11 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ale ordonanței cu privire la asociații și fundații, numărul 26 din 2000, cu modificările și completările ulterioare ale legii numărul 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ale legii serviciului de salubrizare al localităților, numărul 101 din 2006, cu modificările și completările ulterioare ale hotărârii Guvernului numărul 742 din 2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la hotărârea Guvernului numărul 855 din 2008, pentru aprobarea actului constitutiv cadru al statutului cadru al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, precum și ale statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 3468 din 2016. Văzând expunerea de motive a primarului Comunei Gura Voi, numărul 12.190 din 22.08.2016, raportul compartimentul de specialitate numărul 12.198 din 22.08.2016, precum și rapoartele Comisiei de Specialitate de Consiliul Local al Comunei Gura Voi. În temeiul articolului 36, alineatul 6, litera A, punctul 14, alineatul 7, litera C, precum și ale articolului 45, alineatul 2, litera E, din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, după cum urmează. La articolul 19. Alineatul 4. Se modifică și va avea următorul cuprins. Ședințele adunării generale ale asociației vor fi conduse de președintele asociației sau, în absența acestuia, de o persoană desemnată de acesta împuternicită în acest scop. Articolul 20. Alineatele 3, 5, 6 și 7 se modifică și vor avea următorul cuprins. Articolul 3. Pentru a fi valabile hotărârile adunării generale a asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16, alineatul 2, litera A, H și litera J și L, se iau prezență a două treimi din numărul asociațiilor cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare vorul nu este îndeplinit, adunarea generală a asociației se convoacă pentru a doua oară ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice și de la data stabilită pentru prima convocare. Iar la a doua convocare, adunarea generală a asociației. Asociația este valabilă întrunită, indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se dau cu majoritatea voturilor asociațiilor prezente. Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale ale asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16 alineatul 2 litera I se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociațiilor, vot și majoritate obligatorii în orice convocare.
Articolul 8. În oricare dintre situațiile prevăzute în articolul 3 și 5, dacă o hotărâre a adunării generale a asociației privește în mod direct serviciul sau bolurile care aparțin unei anumite asociații, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil a reprezentantului acestui. În cazul în care reprezentantul unei dintre asociații nu poate participa la ședința unei adunări generale a asociației la care a fost convocat, acela poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrative teritoriale împuternicit în acest scop, prin hotărârea a autorității deliberante a unității administrative teritoriale asociației. La articolul 21, liniatul 1, se modifică și va avea următorul cuprins. Articolul 21. Hotărârea adunării generale are asociații luate în exercitarea atribuțiilor pe văzutul articolul 16, alineatul 2, litera I și J și articolul 16, alineatul 3, litera A, C, D, F și H și G, nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației decât în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberante asociatul al cărui reprezentant este. La articolul 23, alineatul 2, litera D, se modifică și va avea următorul cuprins. Angajează, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii pentru personalul asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și de bugetul aprobat de adunarea generală. La articolul 23, alineatul 2, după litera F se introduce litera G, care va avea următorul cuprins. Întocmește și supune spre aprobarea adunării generale organigrama statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a personalului asociației, inclusiv al aparatului tehnic. La articolul 32, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins. Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației, în condițiile prevăzute de articolul 16, alineatul 2, litera H, coroborat cu prevederile articolului 20, alineatul 3. Se împuternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Pacău pentru ca, în numele și pentru Comuna Burabăi, să semneze actul adițional privind modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Pacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Pacău. Prefectul județului Pacău va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Cam asta este... Cei de la ADIS au trimis o documentație foarte stufoasă, e destul de greu de parcurs. Pentru, și pentru cineva care la început cu legile, am stat să iau fiecare articol în parte. E bine argumentat în lege, adică corespunde din punct de vedere legal. Mai mult, nu știu ce să spun. Din tot materialul, din tot materialul, cel mai important este următorul lucru. Tabelul care arată indicatorii economici pe următorii ani. Prețul per persoană în fiecare an. Dacă anul ăsta, 3000, deci 2016, e 376, la anul va fi exact cum este programat de acum 3 ani. 381. Asta e cel mai important, că pe fiecare doare prețul. Nu se vor modifica. Aceste prețuri sunt aprobate încă din 2014, prin decembrie. Nu s-au modificat, nu se vor modifica. Asta e cel mai important. Restul este normal ca la nivel de ADIS să se ia o decizie de acest gen. Nu poți să aștepți toate primările, 66 de primări. Ba veneau, ba nu veneau, ba trimiteau câte un reprezentant fără putere de a vota. Nu puteți să aștepți majoritate, este una, două, trei, și alta să fie 100% prezență. Asta este modificările importante. Iar faptul că se trece de la celula 2 la celula 1, la celula 1 la celula 2, este normal, este un pas firesc, atâta timp cât ai la altă sau nu, să trec la celula 2, care aparține de lucrurile de ceas și posibil chiar și operatorii economici să fie modificat. Am spus-o și când am sprijinit proiectul noi, în viitor, vom fi alocați oneștului. La onest doar mai trebuie să luate autorizațiile. 100% este depozitul definitiv. Când vor veni la onest,
cheltuiala va fi mai mică, atunci vom vota un preț mai mic per persoană, per tot. Cam asta ar fi la ADIS. Menționez că este benefic proiectul cu ADIS, nu trebuie întrerupt. Și chiar vă rog, dragii mei, prin rude, prin prieteni, cunoștințe sau pe ulițele dumneavoastră, să popularizați acest lucru și să ne sprijiniți în recuperarea serviciilor prestate. Să facem pe fiecare cetățean să înțeleagă, nu este cale de întors. Proiectul este un proiect european, se va derula indiferent dacă vrea Badea Gheorghe sau Mătușa Catinca. Este greu, efectiv, la ora actuală, cel mai mult și cele mai multe probleme le avem la colectarea bunului menajer. Nu vin să plătească, am venit în întâmpinarea cetățenilor, am trimis la Dumbrava, la Cotenată, la Temelia să colecteze bani, vine cu 2.200.000. După zi, tata, cetățeanul trebuie să înțeleagă, este un serviciu care trebuie plătit. Culmea este că sunt oameni inteligenți, oameni cu pregătire, chiar profesori am avut o situație de acest gen, care nici nu declară câte persoane sunt la mulți și nu plătesc. Păi nu se poate așa ceva. Eu mă chinui să educ pe Dudurus, pe X sau pe Y, ca să nu mai dăm un nume, nu profesor, nu oameni care au pregătire, știu ce vă mai rog eu pe dumneavoastră. Sunt mulți care vin în familie, care pot plăti 7-8 și Dumnezeu. Un lucru este clar. Buravăie nu poate plăti decât din ceea ce se încasează. Trece luna, 135 de milioane, noi trebuie să-i avem strânși. Factura vine, 3606 persoane, ori 3,76, faceți calculul cu fiecare lună, măi, nu pot plăti din alt cont. Corect. Da, înseamnă de alte conturi și cu asta am terminat. Sprijiniți această activitate, rugați cetățenii. De exemplu, ieri a fost mașina de gunoi. Am trecut la containerul de lângă neamitică gajură, era plin deja cu ce? Cu gătirea, aia nu-i gunoi, era zero. Da? Au păi, crengele, au tăiat via, călăciuc, au pus un container. Nu. Mătură în o gradă, pune pietrișul, îl pune în container. Container de 1100 de litri, plin jumătate cu mere. Alea le dăm la porc, le dăm la animale, da? Nu le punem în containerul care ne va afecta pe noi la preț. Este greu să rămânim oamenii, atâția nu i-a întrebat pe nimeni. Deci nimeni nu i-a întrebat, domnule, unii arunc cu noi, de ce așa? Acum le-am dat o oportunitate. Am dat varianta de a trăi civilizat cu altă mentalitate. Vă rog să mă sprijiniți, vă rog să popularizați. Eu am fost și în biserică la Dumbrava și am spus oamenilor, vrem, nu vrem, ăsta sunt pașii și ăsta e viitorul, dacă vrem, ca noi să trăim într-o comună civilizată. Cam asta am spus. Păi și de la medici, la primării, cine angaja la medici ca să vină să mai spun și asta? Nu, eu spun ca și poți să vină, dar eu spun numai medici, l-am angajat la primării. Am spus, domnule, au bătut din față în față. Sau cine a fost? La medici. Mai mulți? Nu. Mai mulți cetățeni mi-a spus că... Deci fiecare mașină, pe fiecare mașină dau reprezentant de la primării. Folosesc un polițist local, folosesc apostol, deci mai este pe cei care aruncă numai dumneavoastră. Butuc este delegat tot pe toată. Când este nevoie, să folosesc cu dedul stat. Vă rog să credeți că chiar sunt pași importanti pe care îi facem. Între timp, lumea va intra în normalitate. Mai greu, dar... Ar trebui să încercăm ca să meargă un reprezentant, că așa mi-a spus câțiva cetățeni, dar de ce nu vine încoace? Că eu îi plătesc, de ce nu vine? Da, nu-i vorba de asta. Așa mi-a spus, deci. Încercăm și eu posibilitatea. Hai să vă spun eu. Eu am încercat la aia. Deci nu găsești acasă. Eu când mă duc la cetățean,
Când te vede, limbați la poate, cam cum apar tu ca primar sau cum apar tu ca băiat acolo și fuge în fundul grădinii. Haideți să nu trece cu nimic. Dreptate, eu... Nu de dumneata să-ți o amendă sau nu mai. Dar a fost cu mine, multă lume nu. Deci chiar dacă mi-i om acolo, nu o plătesc. Un cadou a fost în mână, care eu spun, doamne, cum să plătesc, că dacă mașina e nouă, cobor dictodată în vara asta, să ia containerul de acolo. Acum dumneavoastră știți mai bine, păstier știi mai bine, oana, omul, ce cum să dai bani dacă n-ai venit niciodată să ridici bunul ăla? Dacă ați văzut în oana noi, am... Da, cum am văzut, banul ăla v-ați rupt de acolo, da. După ce am păgat de acolo, mare dintre voi, v-au venit cu soți, acum avem undeva o cantitate de suficientă de aproape soți, ca la balastieră, nu mai dăm bani pe el, da? Punem deasupra, am tăiat toate creditele care afectau accesul mașinilor, nu poți să intri cu mașină nouă și când ai ieșit de pe uliță să ieși cu ea gâriată toată. Da? Nu acceptă inclusiv patronelul. Sunt pași importanți, am mai spus, luptăm ca să intrăm în normalitate. Nu poți. Să-i plătească și că lască eu la primărie, în septembrie, ziua de veni, să-i plătească acolo. Adică nu mai să nu plătească. Poți să plătească. Noi avem hotărâre de Consiliul Local în care nu pot plăti 3-7 și așa pot plăti 5. Le trimis și sumate și cheltuiele. E executare și plătească. Deci am primit și formasă, dar cine are contract? Și noi am hotărât, am dat acum 5 lei, 80 lei, dar cine are contractul? Au înscris. Pe anumită casă, nu? Un număr de persoane. Nu, dar nu am primit. Și vor fi debitați de la fondul funciar și de la taxe și impozite în funcție de numărul de persoane. Și atunci intrăm în normalitate. Asta e. Cam așa. Dacă mai spune ceva, ce vă mai dă? Da, se pune. Nu mai. Domnule, consider că era bine dacă venea cineva să ne explice pe larg și caietul de sarcini și tot ce-a prezentat aici. Că eu trebuie să vă spun în 10 minute, așa m-am uitat în mare ce spune. Dar era bine dacă venea unul de la ei să ne prezinte. Zic eu că ar fi să lăsăm într-o altă ședință și numai bine să vină un reprezentant, facem adresă, domnule, vino și ne spune pe larg. Că văd niște modificări aici care se fac. Noi votăm și după perioadă de le tragem. Asta e părerea mea, rest, cum doriți. Răspunsul este tu, n-a fost domnul Grădean. Noi tema am avut-o în discuții de 10 de ori. În fiecare ședință, noi discutăm despre colectare, transport, reciclarea gunoiului menajer. Dar, practic, nu se schimbă nimic decât faptul că se modifică raportul celor care sunt necesari pentru a trece votul, da? De la 100% la 2/3, se modifică celula, de la celula 1 la celula 2. Cel mai important, după mine, faptul că nu se modifică prețul față de cel stabilit la prima ședință a Consiliului de Administrație a BIS. Restul înseamnă legislație. Da, eu consider că noi ca să luăm o decizie pe care ei la atins să votez, deci cu mai puțini voturi ca să treacă, nu cum e la noi. Nu? Două, trei. Da, eu consider că, din punctul meu de vedere, eu consider că facem o prostie. Să votăm. Așa zic eu. Pentru că și așa ei cam dă cu stângul în dreptul. Și noi nu se știe cam ce majoritate au ei. Și o să treacă toate voturile, știți, o să voteze ce vor ei. În adis. Pentru că nemai fiind nevoie de majoritate, deci de 100%. 2/3. Dar nemai fiind, dacă nemai fiind nevoie de 100% ca de participanți, deci care, ei ce spune? Băi, nimeni nu-i invit. Știu eu că primarul la Curavei nu o să fie de acord cu mine. Nu-l invităm pe ăsta. Nu o limităm. Sau facem și așa. Nu. Eu zic că cum au plecat ei la început, au avut juriști, destui de bun, pe noi nu l-au lăsat să vorbim. Când a venit domnul Brăneanu, mi-e pare rău cum ne-ați spus eu. Dar el nu a dat nimic clar, nu a spus. El nimic clar nu a explicat aici. El a venit așa, știm bine, chiar pentru campanie la BBB.
ca să voi... Nu, mă scuz, da. Am înțeles că dacă nu se numește 2-3 mii în prima ședință, în 15 zile poți să facă și pe 5 din deci. Cam așa am înțeles. Da, faci și până. 2-3 mii. Păi da, așa se zice, nu am spus eu. Așa scrie acolo. În termen de 15 zile, poate... Care să facă la contractul lor. Știți bine că eu cu domnul Brănean am avut contractul chiar aici. Cei vechi știu. Tot din punctul ăsta de vedere. Ia mai citiți-o încă o dată, că așa nu le ținut eu. Da, așa este. Nu știu de ce zic. Noi luăm vorbim pe urmă, ce ne trebuie. Indiferent de ce zic, pătru, nu? Și acum și-ar trebui să iau cu majoritatea. O să fie cum așa, terminat, aș face cu ei. Aia vrei să dați. Păi? De acord cu 2-3, fără diminuarea la... Păi, dar uite ce să zic. Partea asta e la... Deci, deja de vot, hai că e ok, uite. Așa scrie. Deci deja putem continua acolo. Dacă la prima convocare formul este îndeplinit, adunarea generală a asociației se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendarice la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a asociației este valabilă întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociației. Poți fi un singur membru. Eu nu spun nimic. Poți fi un singur membru, este că îi de acord și el face pe asta. Deci nu. Aprobăm cu amendament că să fie minim de putere. Așa este corect, ne vorba de... Eu din propunerea să oamenii să venim de cultura, nu să vină reprezentați în ei. Sau putem da hotărârea să fie cum au fost, toți membrii, în unanimitate. Eu proiectul de hotărâre l-am primit de la ei în forma asta și ei vor în forma asta. Da, ori de loc, adică, adică ori nu aprobăm, ori de loc, ori așa. Ei fac cum au făcut cu la societăți. Asta e tasa. Dacă se vrea, eu m-am uitat și ședința care m-a uitat prin excursii TV, ședința de la Adis. Și am văzut acolo. Deci se putea umbla totuși la preț. Deci nu stabilit 75 de lei, acum nu știu cât e la societăți, că n-am. 80. A, nu 80, dar are cu penalități. Da. Nu... Putea să meargă pe jumătate. Dar nu trecut, că normal, sunt majoritare, trebuie să avem și noi. Noi luăm o bătrânace așa, noi votăm aici, ei merg în sat și spun așa. Noi nu suntem vinovați, Consiliul Local. Păi, au votat Consiliul Local. Și noi plătim. Ei imediat ne taxează, ați văzut, nu s-au plătit banii, imediat nu au venit ca să ia cu noi, nu au venit o lună de zile. Da. Iau niște reguli stricte, noi trebuie să le respectăm. Și vinim cu contract care nu avem voie să modificăm nimic, dar atunci noi pentru ce mai suntem? Din frică, așa? Da, domnul, dragilor, sunt de ce? Cine își comine manțări? Nu aș putea să fie ca lucrurile așa, cine își comine manțări? Ce? Nu? În problema așa? Eu am pus să râd de cum ea cu căie. Doar nu m-a ales eu aici. Cineva? Supune la vot proiectul ăsta de hotărâre a Consiliului Local. Cine este pentru? Votăm ce amânăm sau împreună? Proiectul ăla. Adică ca să supunem la vot propunerea de a amâna punctele pe ordinea de zi, în vederea chemării unui reprezentant ADIS la următoarea de Consiliul Local. Să ne explici ce fac ADIS. O leagă, stai leagă. Așa, cine e pentru asta? Avem Adipul din canalizarea, că așa... Adipul e separat, Păi e de separat. Tot zis acolo toată șleafta. Nu te duci dincolo, nu e nici dincolo, și e barbul și canalizarea. Trebuie să apă și faci canalizarea pe urmă. Aștept să te rog să faci la ușa unui fiecare zi. Am ședință, unui primar trebuie să fie participat la ședință. Putem face o ședință anterior, dar... Domnule, eu sunt de acord, până la precizări. Este corect. Sunt de acord, cum spun domnul Pansăr. Nici eu nu spun, nu sunt de acord să votez cu cât ori veni. Nu. Dacă e minim 2-3 mii, exact, la orice patrimoniu al primului, eu sunt de acord să reluăm lucrul ăsta, că așa este corect. Până la urmă, noi vom plăti. Până la urmă, este corect. Da. Deci dacă vin 5, eu pot să votez. Păi, nu, este corect și reluăm, chiar dacă ne mai întâlnim o dată cu mărbinție. Eu voi solicita precizări. Voi merge personal la Bacău, sper mâine, la domnul Bogdan Setu, să la țin la complet, și solicit precizările în scris. Nu fac doamna scoară, nici om după mine, ca primar, nu sunt de acord. Vin 7 primari, votează și noi să răspundem. Asta este foarte corect, prin idee.
fie pot să facem și multe, nu vom proba. Este o idee, părerea mea personală, că amânăm acest punct de pe ordine de zi și reluăm. O să reluăm de îndată, n-am mai zis. Când a fost corect, nu vă rog. Avem timp să-l citim. Da, domnul, de ce tot timp? Sunt astea, mai picurit, mai citit, mai cu atenție materialul. Eu, între timp, voi, chiar așa, menționați în procesul ăsta. Se solicită precizări cu privire la procentul de aia și cu două de cei care vin. În momentul când se vine, după două, trei. Nu pot să votez și primar să bage în ceață 66 de primări. Să vă întreb, vă referiți la toate cele patru puncte a sau la punctul 1? Nu la punctul 1, cu privire la numărul de voturi necesare pentru a trece un proiect prin adică. E ok, da? Deci să punem la vot amânarea, deci amânarea, amânarea primului punctul 1, privind modificarea statutului. Cine este pe acest loc? Ei, tu ați venit. Din tot, probar. Pe de-a dat așa. Da, trece la punctul 2 al ordinii de zi, hotărâre pentru aprobarea proiectului de sarcini pentru activitatea de administrare a celorlei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Vălcescu. Consiliul local al Comunii Grabei, primite ședință ordinară în data de 31.08.2016. Având în vedere prevederea articolului 8, alineatul 3, litera D și I, ale articolului 22, alineatul 4 și ale articolului 23, alineatul 1, litera A, ale articolului 24, litera 1, litera A, ale articolului 24, se aprobă caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celorlei 2, a depozitului de pășiuni în Traiul Bălcescu, privind anexa 1, care face parte integrantă din prezența hotărârii. Serviciul public de administrație a sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Bacău va formuli definirea indicatorilor de performanță aplicabil activității pe care o desfășoară, astfel încât sunt stabilite regulamentul serviciului de salubrizare a județului Bacău, aprobat pentru hotărârea AGA ATIS numărul. Urmează să pronunțe pe 14 ani. Se mandatează reprezentantul Comunii Gurabăi să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobarea celor prevăzuturi articolul 1 și 2 din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi dus la cunoștință publică în condițiile legii. Este cineva pentru... În cazul de sarcini, dacă aș specifica dumneavoastră, sunt prinse dotărilor ce scop ar avea cazul de sarcini cu privire la celula 2 și ce mai trebuie făcut la Nicolae Bălcescu. Asta trebuie care le stabilesc ei, au inspecție de mediu, au toate aceste trebuie, trebuie autorizări necesare și aici noi cine putem să vorbim. Aici, normal, ca să nu mai vorbim. Până la vot, cine este pentru? Deci, la punctul 3, privind hotărârea privind stabilirea unor acte temporare a modalității de gestiune a proiectului de administrare a celor 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat în proiectul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea caracter temporar a modalității de gestiune pentru activitatea de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. Astfel, cum este prezentat, anexa 1 la proiectul hotărârii care face parte din integrat din aceasta. Se aprobă gestiunea directă ca modalitate temporală de gestiune a activității privind administrarea celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, realizată prin intermediul unui operator județean înființat de către județul Bacău în subordinea Consiliului Județean Bacău, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Operatorul județean, înființat conform articolului 2, din prezenta, va respecta prevederile
justificabile activității pe care o desfășoară, stabilite prin regulamentul de sesiune de salubrizare, aprobat prin hotărâre ADIS numărul. Se mandatează reprezentantul Comunii Gurabăi să voteze în cadrul adunării generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Banca. Aprobarea celor prevăzute în această hotărâre. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Banca să încheie contractul de administrație, precum și toate actele necesare ducere la îndeplinirea prevederilor prezente. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Banca, prefectului județului Banca și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Spate, fișe de spune, carburant, mașini, ce au ei nevoie acolo, salarii, ce acest comand, alte servicii. Spate. Revenire pe tine. Dacă nu sunt probleme. Să până la vot. Cine este Petru? Hotărârea privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitarea deșeurilor celor la voi a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Tețul Bacău. Se aprobă tariful pentru activitatea de eliminare depozitarea deșeurilor în celul la voi a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizat în proiectul Sistem Integrat al Deșeurilor în județul Bacău, un cuantum de 53,63 lei tonă, la care se adaugă TVA, stabilit conform fișei de fundamentare prevăzută în anexa care face parte integrată de prezenta hotărârii. Se mandatează reprezentantul Comunii Gurabăi să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobarea celor prevăzute în articolul 1 din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii. Se scrie cineva la cuvânt pentru a discuta... Sunt discuții? Mă aveți acumulator? La bol. Adi, să se pune la vot. Cine e pentru? Cine este pentru? Hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Hotărăște, se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, după cum urmează. Articolul 23, aliniatul 2, litera D, se modifică și va avea următorul cuprins. Angajează, sancționează și dispune suspendarea la modificarea și încetarea raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul asociației, inclusiv membri aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală. Articolul 23, aliniatul 2, litera E, se introduce litera C, care va avea următorul cuprins, cât o gândește și supune spre aprobarea adunării generale organigrama statutului de funcții și regulamentul de organizare și funcționarea personalului asociației, inclusiv al aparatului tehnic. Articolul 32, aliniatul 1, se modifică și va avea următorul cuprins. Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației, în condițiile prevăzute de articolul 16, aliniatul 2, litera H, și coroborat cu prevederea articolului 20, aliniatul 3. Se puternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP pentru ca numele și pentru comunatul apărei să semneze actul adițional privind modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuție pe marginea acestui proiect de hotărâre. Aici aș face o precizare. Master plan lui Bacău, din agricultura voie, are deja alocați 22.700 și ceva de zile. Se lucrează la proiectul
de canalizare. Vă pot spune că în proporție de 70% este egal. Vom primi urgent bani pentru Buravăi Bătrășcani. Este neapărat să aprobăm o sănătate pentru temeșuși de la finanțare. Pe teritoriul Comunei Buravăi vor fi două stații de pompare, o stație de epurare, la ce nu s-a spus domnul Cornicu, și 15,7 km de canalizare. Astea sunt detaliile tehnice care sunt în context planul respectiv, privește în special consider oportună votarea în unanimitatea acestui proiect, fiindcă este vorba de viitorul public. Până la vot! Pentru Foseu, Vor face străpate în teroare. Unde este un specialist care vor face proiectul să fie ieridic, da? Până la postul de acord pentru cursă. Dacă cred că la proiectul de apă în canal, cred că trebuie și proiect de canalizare. Da. Hotărâre privind aprobarea registrului local a spațiilor verzi aparținând domeniului public al Comunei Buravăi. Consiliul Local al Comunei Buravăi de la Contru, unit în ședință ordinară dată 31 august 2016. Expunere de motive numărul 12.21 privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi aparținând domeniului public al Comunei Buravăi, trimite de către primarul Comunei Buravăi, domnul Alcea Galerici. Raportul numărul 12.018 din 12.08.2016, trimite de compartimentul protecția mediului, raportul realizarea Comisiei de Specialitate a Consiliului Local al Comunei Buravăi. Prevederile articolul 16 aliniatul 1 și articolul 17 aliniatul 1 din legea numărul 24 din 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intramuralul localităților, cu modificare și completările ulterioare rectificate. Ordinul 1466 din 2010 pentru modificarea domnului de dezvoltări lucrărilor și locuinței numărul 1548 din 2008, privind aprobarea normelor tehnice prin elaborarea registrului local a spațiilor verzi. Prevederea hotărârii Guvernului 1347 din 2009 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și a municipiilor, orașelor, comunelor de județul Bacău completat. Prevederile numărul 30, articolul 36, articolul 1 și aliniatul 2, litera C și articolul 120 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată. În temeiul articolul 45, aliniatul 1, aliniatul 3 și articolul 48, aliniatul 2, articolul 415, aliniatul 1, litera B, aliniatul 3, litera B și aliniatul 7 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală, republicată, modificată și completată. Hotărăște, se aprobă registrul local al spațiilor verzi aparținând domeniului public al Comunei Buravăi, prezentată în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Se puternicește primarul Comunei Buravăi cu organizarea și conducerea registrului local al spațiilor verzi. Secretarul Comunii va amâna în copie prezenta hotărârii instituției prefectului județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, primarului Comunei Buravăi, compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, compartimentului protecția mediului și mass media. Pe marginea acestui proiect de hotărâre cu spații de vest, în spatele referatului avem de la urbanism, de la domnul Panțăru, extras din punct, terenurile care sunt proprietate publică, la școală, la primărie, cu cantitatea respectivă, da? Școală Temelia, capătă, Buravăi, Brava, Credința Buravăi, văd și sunt surprins, poate mi-e prins în punct,
curtea de la școala la Tolchinata. Eu am menționat aici, să vedem câți metri vor fi. Sper că sunteți de acord. Este conform legii și trebuie să dăm asemenea hotărâre ca să intrăm în normalitate. Până la vot, cine este pentru? Da, hotărâre privind propunerile de rectificare a bugetului local al Comunii Gura Vrăiei, județul Bacău. Consiliul local al Comunii Gura Vrăiei, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară la data 31 august 2016, la ora 16. Având în vedere raportul Biroului Financiar Contabil, numărul 12.339/08/2016, privind rectificarea bugetului local al Comunii Gura Vrăiei, județul Bacău. Expunerea motive a primarului Comunei Gura Vrăiei, legislat așa. Avizul favorabil emis de Comisia de Specialitate Buget Finanțe a Consiliului Local Gura Vrăiei, prevederile articolului 19, alineatul 2 și articolul 49, alineatul 4 și 7 din legea numărul 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Gura Vrăiei, județul Bacău, conform anexei care face parte integrată din hotărâre după cum urmează. La parte de venituri se aprobă suplimentarea cu suma de 198.000 de lei la capitolul 11.2 sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de descentralizare a nivelului comun. Suplimentarea cu suma de 10.800 de lei la capitolul 43.02.34 sume alocate din bugetul ANCPI privind înregistrarea sistematică prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Suplimentarea cu suma de 2.750.000 de lei la capitolul 42.02.65 finanțare PNDR. La parte de cheltuieli se aprobă suplimentarea cu suma de 198.000 de lei la capitolul 65.02 învățământ cheltuieli de personal. Suplimentarea cu suma de 10.800 de lei la capitolul 51.02 administrație personală pentru finanțarea lucrărilor privind înregistrare sistematică prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Suplimentarea cu suma de 2.750.000 de lei la capitolul 70.05 alimentare pentru investiții alimentare cu apă localităților Umbrava, Capăta, Temelia, Păltânata, Mătucești, Comuna Gura Vrăiei, județul Bacău. După aprobare, bugetul local al Comunii Gura Vrăiei pentru anul 2016 se va prezenta conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Cu ducerea la îndeplinirea acestui hotărâri, se influențează primarul Comunii Gura Vrăiei și biroului financiar contabil din aparatul de specialitate al Comunii Gura Vrăiei, județul Bacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin Ministerul Secretarului Comunei, Institutului Prefectului Județul Bacău, pentru solicitarea control de legalitate. Biroul Comunei, primarul Comunei Gura Vrăiei, Județul Bacău, biroul financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului Comunei Gura Vrăiei, tuturor persoanelor interesate prin publicare pe site-ul instituției. Am să iau ca domnul Tonei de la coadă spre cap, suplimentare cu 2.750.000 de lei, alimentare cu apă din Brava. Așa cum bine știți, a semnat contractul de finanțare. Proiectul îl ridicăm luni, facem procesul verbal de recepție a proiectului, marți sperăm să publicăm lucrarea pe seară. Vă sunt cinci telefoane. Să publicăm lucrarea pe seară. Astea sunt pașii de urmă. Faze nu există, nu puteam face proiectul până nu primeam finanțare. Asta deschide pentru finanțarea de 27 de miliarde 500 de milioane maxim de zile la data publicării pe SEA pentru deschiderea ofertelor. Și dar după aceea cine va fi câștigător la licitație va începe lucrarea alimentare cu apă Dumbrava, celor de sate, Tenderia, Capăta. În felul ăsta am dat și un răspuns celor care tot se întreabă de ce nu se continuă alimentarea cu apă. Ăștia sunt pași de urmă. Sunt termene pe care trebuie să le respectăm, fără astea nu suntem eliniți.
referitor la suplimentarea 10.800. Primim bani de la OCPI pentru intabulare gratuită. Finanțare de la Guvernul României a extravilanului Comunei Burabăi. Toate comunele din România sunt intabulate gratuit, cu mențiunea. Sunt sume repartizate pe ani. Anul ăsta, acest program derulează un pic cam târziu. Noi avem numărul de hectare și locuitori, avem alocați 1.500.000.000. Vedeți că nici nu putem să-i folosim. Dacă îi primeam la începutul anului, aveau timp să facă măsurători. Cu ce firmă de cadastru am discutat, nimeni nu s-a prins să ne facă mai mult de 184 de loturi la preț de 60 de lei pe lot, 10.800. Astăzi am venit cu hârtia de el, am semnat contractul la... Am semnat contractul la direcția județeană, la UCPI, da? Și urmăm pașii legale. Imediat rectificarea din buget care îl facem astăzi, publicarea pe SEA mâine și pe urmă contractul cu o firmă de cadastrare. Facem atât cât putem. Dacă vor mai putea face, se mai poate face un act adițional. Dar în momentul când scrie 184, asta înseamnă 184, dacă a făcut 183, nu primește bani. Firma de cadastru, atunci ea va fi implicată. De aia le-a și fost frică să fac un contract mai mare decât crede ei că pot face. Banii de la OCPI vom primi în decembrie, suma asta. Dar între timp, firma ne face lucrare. Suplimentarea costă 98.000 de lei. Învățământ cheltuieli de consum. Asta înseamnă hotărâri judecătorești câștigate și de către cei care au ieșit la pensie și mărirea, când s-a mărit salariul, mai vine finanțarea din urmă. Cam asta este tot ceea ce înseamnă proiectul nostru de hotărâri. Vă rog, dacă mai sunt o mai sunt spune la elecțiunea început de astăzi, ca de astăzi, câte am înțeles, o chema persoana respectivă și o arăta toate loturile. A mers pe persoană. Adică, domnule, am 5 hectare, i-a făcut lui, după aia pe altul, pe altul, tot așa. Și cred că așa va fi și la noi. E foarte bine. Nu am luat asta și poate care am zis că dacă făcea mai repede ziția de consiliu, dar putea să mai și acum o fază mai bună. Nu am avut. Da, cine este? Proiect de hotărâri privind împuternicirea primarului Comunei Burabăi să efectueze toate demersurile prevăzute de lege, vederea achiziționării dispensarului uman din Burabăi și trecerea acestuia patrimoniului Comunei Burabăi. Raportul, având de vedere, raportul întocmit de către compartimentul achiziției publice, prin care se propune împuternicirea primarului Comunei Burabăi să efectueze demersurile necesare prevăzute de lege, în vederea achiziționării dispensarului uman din Burabăi și trecerea acestea în patrimoniul Comunei Burabăi. Expunerea de motive a primarului Comunei Burabăi, numărul 12.313 din 25.2016. Avizul favorabil emis de comisiile și specialitate ale Consiliului Local al Comunei Burabăi. Prevederile legii numărul 98 din 2016 privind achizițiile publice. Propune spre aprobare. Se aprobă întemnicirea primarului Comunei Burabăi, domnului Mihal Ceavarică, să efectueze toate demersurile prevăzute de lege în vederea achiziționării dispensarului uman Burabăi și trecerea acestuia în patrimoniul Comunei Burabăi. Cu ducere la îndeplinire la prezente hotărâri se credințează primarul Comunei Burabăi. Prezenta hotărâre se comunică prin grijă secretarului Comunii, instituției prefectului județului Bacău, primarul Comunei Burabăi, biroului financiar contabil la prostituția publică prin afișarea pe site-ul instituției. Hai să vă spun ce e. Când au venit olandezii, au construit un teren privat. Între timp, acel spațiu care trebuia să fie cumva al primăriei, e pe persoană fizică din 2004. Doctorița care era acolo, doamna doctor Sipa, plătea chirie pe lună. N-ar vreau să mai spun suma,
Ei, la toate notificările care le-am făcut eu la Ministerul Sănătății, la Direcția de Sănătate Publică Bacău, la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, toate și am adresele oficiale, le avem în dosar, așa, toate spun, în toate adresele ni se solicită același lucru. Asigurarea condițiilor de către primărie pentru ca un medic de familie să-și desfășoare activitatea. Asta înseamnă spațiu, apă, tot. Singurul spațiu care, într-adevăr, și vă spun sincer, chiar că am făcut pași mari pentru a aduce medic de familie acolo. Nu vă spun în câte locuri am fost, cu câți medici am vorbit și pe la Parava cu doi medici și cu aia. În sfârșit a venit un medic, cred cu toată convingerea că este un om responsabil, a văzut spațiu, a venit, a văzut, i-a plăcut. Avem acordul, mâine sunt la Casa de Asigurări de Sănătate, întâi pe luăm fișele de la doamna doctor Bunea, doamna doctor Zipa le-a lăsat la doamna doctor Bunea. Pe bază de proces verbal, ia toate fișele la oameni, 1200 de fișe, ia fișele, mergem la Direcția de Sănătate, la Direcția de Sănătate Publică și la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău și sunt premise că acest domn doctor va începe activitatea cel târziu până pe data de 15 septembrie să avem medic la Dumbrava. Nu există om care să mă întâlnesc cu el pe Dumbrava sau care să fie din Dumbrava, capta, coordinata, să nu mă întrebe de medicul de familie. Casă. Da, îl cumpărăm. Îl supunem la toată ce este pentru. Să vă spun cam care sunt pașii. Evaluare, da? Va fi evaluat la lucru. Doamna l-a mutat acest costum de nu există așa. L-am evaluat. Există o sumă rezonabilă. O să vă comunicăm la momentul oportun. Totul se face transparent. Da? Lasă acolo, începând de la cântar, tot ceea ce înseamnă fișe, toată dotarea. Tot instrumentul s-a tot ce înseamnă, deci medicul vine doar cu campion. Și îi trebuie lui cu medic de familie. Restul le primești la toate și vor fi în patrimoniul primăriei. Să nu depind eu că doamna doctor din Franța sau din Anglia sau din altă parte, dacă chiar că n-am medic de familie, iar și pe toată lumea, da? Evaluare, comisie de negociere, în comisia de negociere, voi adăuga și doi consilieri. Vreau totul să fie transparent. Întocmirea procesului verbal de vânzare-cumpărare la un notar, introducerea în patrimoniul nostru și în felul ăsta intrăm în normalitate. Da. Vă mulțumesc frumos! Ia acum n-ai trebuit la închiria. N-ai acum la trece la următorul punct, pe ordinea de privind. Hotărârea privind de propunerea de rectificare a bugetului local al Comunii Gurabăi, județul Bacău, din sursa IEF. Consiliul local al Comunii Gurabăi se amplită ședință ordinară. Hotărâște, se aprobă rectificarea bugetului local al Comunii Gurabăi, județul Bacău, conform anexei prin care face parte integrantă, la prezenta hotărârea după cum urmează. La cheltuiel se propune utilizarea sumei de 50.000 de lei din excedentul sursei ei pentru finanțarea investiției construire bazin, captare izvor natural din zona satului Gurabăi, extraordinar, zona Huitoare. După aprobare, bugetul local al Comunii Gurabăi pentru anul 2016 se va prezenta conform anexelor ce face parte integrantă din prezenta hotărârii. Cu ducere la definirea poziției hotărârii se intervențează primarul Comunii Gurabăi și biroul financiar contabil prin aparatul de specialitate al Comunii Gurabăi. Prezenta hotărârii va fi comunicată prin grija secretarului Comunii Gurabăi, instituției prefectului județului Bacău, pentru exercitarea controlului de legalitate, primarul Comunii Gurabăi, biroul financiar contabil prin aparatul de specialitate al primarului Comunii Gurabăi, tuturor persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituției. Aici aș completa tot eu. De mult timp am promis că facem acel bazin strict necesar tuturor fermierilor din zona
Pășunilor, Rotunda, la Poiana Ursului, Huitoare, Munte, Călugra, tot acolo. Trebuie reprofilat și drumul și efectiv sursa de finanțare este deja asigurată din taxe și impozite încasate de la concesiunea la Pășunii. Numai acolo le putem folosi, nu le putem diriza pentru drumul din interiorul comunei sau alte lume. Cam asta este. Sigur, ar vrea să profităm de vremea bună, proiectul este făcut, să profităm de vremea bună, că acolo dacă plouă, mai greu, mai urc o basculantă cu ciment sau cu ciment, cu o țipă cu ciment acolo, sau o basculantă cu baras sau un excavator sau cu mașină cu materiale. Asta ar fi? Pe parcurs, dacă se mai pune la capătul linii un bazin la linii, când nu va fi apă în Gravăi, putem alimenta și Gravăi. Deci are probabil un litru pe secundă. Captarea va fi puternică, apa e aproape spre potabilă, după timp. Acum ce mai am făcut pe lac, la ușor. Păi ideea este, nu avem în vedere la, la planificarea bugetului de anul următor, vedem ce ar însemna sume bani, un proiect de asemenea învățătură, și planificăm un bugetul pe anul următor. Dar un bazin acolo, o casă de vacanță, da, așa, să duc și o marfă. Spune la vătură și ce este de piscini, ce este pentru? Doamne. Hotărârea privind rezilierea contractului de concesiune numărul 5059 din 24-9-2009, acasă numărul 91 din locația Rotundă. Consiliul Local al Comunei Gurabă, într-un ședință ordinară dată 31 august 2016, având în vedere cererea doamnei Pașcu Silvia de rezilierea contractului de concesiune pentru casa numărul 91 din locația Rotundă, numărul 12.333 din 26-8-2016, chitanța seria numărul referatul biroului financiar contabil numărul 12.377 din 38-2016, expunere de motiv la primarul Comunei Gurabăi de Țumă. Avizul Comisiei în specialitate a Consiliului Local al Comunei Gurabăi prevede legea 81-1991, republicată legea contabilă. Prevederea legii 57 din 2003 privind codul de procedură fiscală republicat cu modificările și competențele ulterioare, prevederile ordonanței de urgență 54 din 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, normele metodologice de aplicare ordonanței de urgență 54 din 2006 aprobate din hotărârea de guvern numărul 168 din 2007. În temeiul articolului 36, alineatul 2, litera C, articolul 45, articolul 115, alineatul 1, litera B și alineatul 7, de legea numărul 215 din 2001, legea administrației publice locale publicată și actualizată. Hotărăște. Se reziliază începând cu data din 1-9-2016, contractul de concesiune numărul 5059 din 24-9-2009, pentru casa numărul 91 din locația Rotundă, la inițiativa uneia dintre părți. Prezenta hotărârii va fi contestată la Tribunalul Bacău, secția de civilă, contencios administrativ și fiscal, după îndeplinirea procedurii prealabile conform legii contenciosului administrativ. Conducerea la îndeplinirea hotărârii se încredințează primarul Comunei Gurabăi, secretarul Comunei Gurabăi și biroul financiar contabil. Prezenta hotărârii va fi comunicată în grijă secretarului și prefectul județului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, doamnei Silvia Pașcu, biroul financiar contabil, primarul Comunei Gurabăi. Imaginea acestui proiect, domnul Pașcu, pot... Dar spune despre vorba, domnule, doctorul ăsta tot vrea să o vândă veterinarul pe lui și mai bun. Și rezidez cu și e o altă. Are, are ușa, are geamuri, are tavan, are... vine și doctorul acolo. Paralel, dar acum aveți de ziere, și normal este ce e pertinent, corect, sineral. Ca o temă pentru nou consiliu local va fi, să ne gândim bine, ce facem cu vânzarea caselor de acolo.
Sunt solicitări, dar nu la prețul din evaluare. Vă dați seama, ține naiba pentru casă de 120 de milioane, 4.000 de euro, 3.700, 3.800 de euro, 9 de mine de euro. Nu știu care va fi, nu am posibilitatea nici legală, nici tehnică, sau n-am posibilitatea legală, nici tehnică de a diminua. Trebuie să vedem la anul, după 3 ani, vedem ce decizie putem lua. O să întrebăm pe cei de la Curtea de Conturi care va fi procedura. Omul spune, domnule, bine, îți dau cu 70 de milioane, dar nu dau 120 de milioane pe triperiesc, ca să se aceea. Iar faptul că ele stau acolo, iată, poate vântul, mai strică, mai deteriorează, mai ia tavare pe casă, să mai dărâmă cât un perete, va aduce pagubă și prejudicii din ce în ce mai mari. Da. Spune la vot acest punct și este pentru... La discuții. Aș începe eu tot, știți așa, ca să eliminăm discuții suplimentare. Avem pădure 56,7 hectare. Trebuie să pornim un plan amenajistic. De la anul nu mai putem face. Ce se întâmplă? Legislația actuală nu permite decât să facem plan amenajistic la 100 de hectare. Trebuie să încercăm să cooptăm cetățeni care au mai multă pădure, trupuri mai mari, nu 0,2 are acolo, sau știu eu, 3.500 de metri pătrați, sau care au grupuri mai mari, începând la 2-3 hectare, ca să trecem de 100 de hectare, facem un plan amenajistic din următoarele considerente. De exemplu, la munte acolo, la Borodescu, pădurea aia este bine să o facem funcțională, să o facem așa cum scrie la carte. Avem salcâmii, trebuie să răriți. La groapa lui Gheorghiță, iar același lucru. Ei, vă rog să mă sprijiniți și eu am dat deja dispoziție la funcționar doamna Popa să identifice persoanele care au trupuri de pădure mai mari, ca să facem trupa de hectare și în regim de urgență să punem în proiect de hotărâre, să facem plan amenajist. La drumul de la Vârlan la Manela Agachi. Se lucrează la proiect. Aștepăm să ne întâlnim în Galvalea Totusului ca să-i dăm drumul și la lucrarea acolo. Căminul cultural adus. Se lucrează, se lucrează. Metodic, poate ar fi vreo mai repede, dar azi am trecut pe acolo. Dacă nu mâine, poimine, se apucă de zidări. Sunt șanse să termine anul ăsta. Mai bine, poate mai ceva ceva la finisă. Important este asta, lucrarea de calitate. Eu am văzut, am cam luat din una tupul. Vreau să mai facem. Deci l-am reglat așa cum este normal. Cum este normal. Funcționează din altul, când se întâmplă cu prima parte a serie, până la 12.30, până la 4.30. Când mai e de ziua, unde e de ziua? Când i-am luat, nu m-am luat în mine. Nu m-am luat în mine. Până la V-am mai spus că sunt zonele care nu dau probleme. Da. O zonele, pierdut să de la firma. Auzi, o săptămână de la dracu, o săptămână de la dracu, o săptămână. Eu o discuție paralelă, să vă spun ce se întâmplă. Noi suntem printre singurile primării în tot județul care nu casăm nimic la corporație pentru natură. Vă informez. Deci primăria nu este o persoană care nu mai dă. Primăria trebuie să fie o instituție funcțională. Da? Trebuie să se auto-bugeteze. Încercăm, nu o să o reușim totodată. Dar știți bine că am vrut să punem câte 5 lei de persoană la mâna publică. Și pe toate geamurile a spus că mă rezistase și impozitul. Nu, nu era mandatul ăsta, era mandatul ăsta, da?
Ei, efectiv, atât este bine, de la ora 12:30, lumea stă la televizor, hoții n-au nevoie de iluminat pe drum, este treaba poliției să-i prindă. La Cărmini, ok, alimentare cu apă, Dumbrava, am mai spus-o, mai înainte un pic, luni primim proiectul, proiectul poate predare linia proiectului și marți publicare pe seama. S-a terminat drumul la Piatră Mare, la Pintilie, lucrăm în păltinata pe la Roman, pe la Paraschive, iar la Tănase am pus iar că aveam o promisiune de mai mult timp. Da. Da. Am promis și de mult timp, am pus. Acum un pic și de cer un pic și scuze, am încetinit un pic o perioadă. În primul rând, am avut șofer până pe domnul viceprimar, de pe putea de viceprimar până am făcut concursul. Mașina, i-am făcut revizie tehnică, asigurări, toate absolut. Acum suntem cu mașina, merge non-stop și burtul scavatorul non-stop. Da. Sigur că da, este dat să terminăm întâi. Domnul Subotaru, sincer, avem o agendă, sunt notate lucrările respective, dar ordinea urgenței în părtina, da? M-am înmutosesc o promisiune de la Ștefani și acolo. Deci astea sunt ordinele, deci acolo intri mai greu. Acolo dacă plouă, îți trebuie 6-7 zile, dar aici putem. Și a doua zi, că seara asta a plouat, a doua zi pot să bag, să bag asta. Se lucrează, asta este ok. Nu, mi-am lăsat și mergeam mai bine cu șoferul vieții. Dar pune schimbul 2. Schimbul 2. Da, 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 da. Ducem sala la 5, la 7, cu canalizarea sperăm să prindem bani. Cel târziu în primăvara, anul următor. La proiectul la canalul Dumbrava are și proiectul la Sper. Nu, haide să vă spun, domnul Tătăr. Nimeni, deci România are 3.000 și ceva de comune, da? Nimeni, oricât ar avea așa, nu aprobă la o comună canalizare, de exemplu, Dumbrava și cu alimentare, cu apă, ar trebui 120-130 de miliarde. Țineți de 130 de miliarde. Eu mulțumesc Dumnezeu celor de la Ministerul Dezvoltării că ne-au dat pe anul ăsta 27 de miliarde 500 și ne vor da pe toți de parte de asta. Dacă s-ar muta un pic, dacă s-ar schimba legislația, ca toată procedura de achiziție publică să se desfășoare mai rapid. Așa am înțeles. Vă promis chiar. O vedea ce vorbim. Dar deocamdată asta e legislația, n-avem voie să o încălcăm. Vă dați seama, mi-e și frică. În momentul când voi deschide plicurile, dacă face cineva contestație, iar se mai amână 3-4 luni de zile. Pierd banii, s-a dus anul ăsta. Vedeți cum se leagă una de alta? De-aia vă rugam pe dumneavoastră, pe domnul viceport, viceprimar am fost. Fraților, aprobați-mi că derularea proiectului nu se face acum. Derularea se face la anumite termeni. Dacă vineam aprobările mai devreme cu 3-4 luni, mă lucram la ele. Da? Da, așa a fost să fie. Este ok, sunt pași care urmăm. Este clar că noi, în master planul de turism Bacău, alimentare cu apă rurală, eram trecut între 2020-2026. Vă rog să intrați pe site-ul nostru, s-o observat. Ei, l-am mutat acest proiect și această finanțare în 2016, cu ajutorul Dumnezeu. Va mai curge încă o lună, două, trei în plus. Asta este procedura, dar faptul că am semnat și finanțare, eu cred că este exact drumul corect de parcurs. În rest, dacă mai sunt probleme, sunt dispus să vă răspund cu multă plăcere. Pentru că tot am început invers, așa, o să vă rog să supun, de fapt, o să rog domnul președinte să pun la vot și procesul verbal de la ședința anterioară. De corect. Ca să fie. Cine este pentru? Hai să Thank you.